În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu cred că este o noutate Evanghelia de astăzi. Și așa cum ne-am obișnuit întotdeauna, totdeauna Evanghelia lui Zaheu Vameșu este o preîntâmpinare a ceea ce va urma de aici încolo, adică ceea ce numim noi întotdeauna pregătirea și începerea unor evanghelii de pocăință în vederea sosirii sau apropierii evanghelilor pregătitoare ale postului mare. Izgonirea lui Adam din rai, înfricoșata judecată, fiul risipitor, vameșul și fariseu și așa mai departe, vom vorbi de ele la timpul lor. Astăzi avem o evanghelie despre care ținta lui Hristos este casa omului păcătos și totodată omul care înțelege cum trebuie să pocăiască. Și poate ați aștepta foarte multe tâlcuiri evanghelice. Eu am o întrebare și asta mi se pare mai evidentă decât tâlcuirea Evangheliei. În secolul 21, mai putem noi întâlni un om de talia vameșului Zaheu care să zică, burdușit de banii statului, de averea țării și plin de conturi și de coduri bancare, jumate din avere o dau la săraci, iar dacă am năpăstuit, întorc împătrit. Este o întrebare pe care trebuie să ne-o punem toți. Și răspunsul, desigur, este nu. Dacă la vremea respectivă, Iisus, când a trecut prin acel sat, acel loc al Erihonului, vameșul s-a suit undeva într-un dud ca să-l vadă și să perceapă că venea un învățător interesant, astăzi întâlnim două moduri. Astăzi întâlnim două moduri de abordare a problemei. Și o să vi-l spun din punctul meu de vedere și din percepția mea de vedere. Rolul intelectualilor în biserică, care ajung la o smerenie și la o cotă alarmantă de trăire, adică luarea lor în seamă, tratarea lor cu deosebită atenție, plecăciuni cu multă fală și rugăminți, dar vă rog, dar să vedeți, dar nu vă deranjați, chiar e o tendință, dacă vreți, să spunem așa, nu jignitor, ci la modul informativ, de a crede că omul cu bani are un loc sau un anumit statut în biserică. Nu e chiar așa. Dacă deschidem Evanghelia și citim că Dumnezeu cu Sfântul Petru, fiind la templu, adică Hristos, a venit un bogat și a pus în cutia mile acolo. Ce-o fi pus? O sumă oarecare. Cum era și vremea zilelor noastre. Un ctitor, să spunem. Dar pe lângă acea ctitorie, la plecare, vine și o bătrânică care scoate ultimul sfanț dintr-o batistă, din aia mucoasă și veche, și banul ăla mototolit, tot și legat cu 7 noduri, și îi dă drumul în cutie și bagă batista goală înapoi în buzunar. Ei, pe când închipuiți-vă tendențios manifestarea omului bogat din zilele noastre. Dar mai bagă jumate de teancă în buzunar, adică să arate. Am și dau, dar mai și am. Și la care Iisus spune, vezi adevărat, zic ție, femeia aceasta a dat mai mult decât toți. Și s-a mirat Petru în sine. De ce, Doamne? Păi zice, ea a dat din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul, din toată simțirea ei și tot ce avea la sufletul ei. Deci, vedeți? Aici este esența Evangheliei de astăzi. Asta aș vrea eu să înțelegeți dumneavoastră din esența Evangheliei acestui vameș. Că nu venirea la biserică este o favoare a bisericii. Țineți minte. Nu venirea la biserică este o favoare a lui Dumnezeu. Nu prezența omului intelectual sau bogat în biserică
este o necesitate a lui Dumnezeu, ci este o necesitate a lui prezența în biserică. Și am să vă fac o apologie simplă. Am citit-o undeva, nu mi-aparține, să nu credeți că am ajuns la așa măsură. Tot lumea bună, tot omul bogat, tot omul avut, pentru că aici avem de-a face cu... Deci de ce-i dă denumirea de Vameș? Toate zonele de ieșire dintr-un ținut sunt păzite de niște porți sociale, deci terestre, unde schimbul de mărfuri se face, fie în schimbul unei cantități din marfa pe care o transport, cum era în vremea respectivă drumul mirodenilor, adusul uleiului de măslină, a mirodenilor, a parfumurilor, a tămâiei, a smirnii, a țesăturilor scumpe și tot ce se aducea la Ierusalim, sau în același timp, în contravaloarea sumei, cum e și firesc, se plătește o taxă. Ei, acești vameși și atunci și acum tot perverși erau. Deci nu erau sinceri. Pentru că se știe bine că omul este întotdeauna tentat să se îmbolnăvească de lucru banului. Deci banul te tentează. Și se explică logic că atunci când proverbul lui Solomon a spus găina de unde scurmă se hrănește, proverb popular, și cine umblă cu miere se linge pe degete. Deci este valabil și în zilele noastre. Deci nu s-a schimbat din esență. Dar depinde de măsura cu care cazi în miere. Dacă o muscă stă pe marginea borcanului și ia din miere și suge și se îndulcește, există. Dacă cade cu aripile în jos, moare în miere. La fel și omul. Dacă are o anumită predispoziție spre bani, dar îl folosește cum trebuie, nu deranjează. Ți-ai făcut casa, ți-ai crescut copilul, ți-ai făcut gospodăria, ți-ai pus piscina, ți-ai pus gardul cu becuri, ți-ai legat câini electronici, sârma înghimpoasă, curentul electric, camerele de luat vederi, dar ți-a mai rămas și minte. Adică, săracul la poarta ta mănâncă o pâine, mortul mai primește un parastas, vecinul mai ia și el o gură de mâncare din castronul tău, săracul din captul satului primește o sacoșă de pâine sau un dar la sărbători, adică mai rămâne acel element de umanitate. În schimb, lucrurile se rostogolesc într-un cu totul alt mod. Deci același om bogat care vine în biserică sub prezența chipului și omului pregătit și intelectual și din înalta societate, vine și prezintă problema sub o altă formă. E păcat totuși, aici eu mi-am pus întotdeauna problema, să știți că Evanghelia nu trebuie interpretată numai cum îi ia în literă. Evanghelia trebuie să o vezi și în ansamblu. Mă întreb ce-ar fi făcut Hristos la vremea domniei sale când făcea activitatea mesianică cu cei 12 apostoli dacă ar fi existat ca astăzi presă, ziar, mass media, televizor și acești clevetitori care îmbâxesc și umplu societatea de mizerie și de zvonistică, răspândaci. Iisus să crede Fiul lui Dumnezeu? Știi cu cine era ăsta azi la masă? Cu banditul ăla de vameș din cutare loc. Păi, era cu toți păcătoși, de ce chiolhan făceau, ce mâncau și ce beau. O confirmă Evanghelia. Și mulți murmurau că a intrat să stea la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Deci nu vă spun o noutate. Dar închipuiți-vă pe lângă acest murmur a unei lumi necunoscătoare de prea multă cultură, dar cunoscătoare doar de lege veche, să mai fi existat și o presă tendențioasă. Vă duc cu mintea în altă parte. Numai sfeșnicul din templul lui Solomon, cel cu 7 brațe, care era plin de flori, versetul este, sau scrierea este undeva la unul din profeții vechi ai Vechiului Testament, care arată că era făcut la lovitură de ciocan din vreo 30 și ceva sau 60 și ceva, nu am exact noțiunea, de kilograme de aur. Și stătea în Sfânta Sfintelor, acolo unde era coarnele altarului, ale jertfelnicului. Cum ar fi interpretat presa, închipuiți-vă acest lucru, cum ar fi interpretat presa vremii sau presa de astăzi, opulența
preoților Vechiului Testament, opulența bisericii Vechiului Testament, unde vasele erau de aur, lada cu tablele legii ferecate în aur, druge de salcâm ferecați în aur, heruvimi sculptați cu aripile întinse ferecați în aur. Și tot ce era, năstrapa era de aur, cadelnița era de aur, sfeșnicul era de aur, totul era de aur. Și din mătăsuri speciale. Ia să auzim ce spune lui Moise Dumnezeu. Luați de la femeile voastre podoabe, brățări, cercei, inele și tot ce aveți și ferecați toate acestea în aur. Capitolul Ieșire, de la 24 înainte. Deci era aurul poporului. Ei, puneți în balanța vremii noastre de astăzi, balanța vremii de atunci, și închipuiți-vă că numai pentru un veșmânt brodat, închipuiți-vă că numai pentru un potir aurit, închipuiți-vă că pentru o icoană aurită și multe alte lucruri ale bisericii, vin acei zvonaci care nu știu Tatăl nostru, Îngerașul, Crezul sau Doamne, Doamne Cerestată, și fac niște articole din alea vârtej în care arată biserica s-a îmbogățit, da, și dacă ar fi biserica cu ziduri numai din aur și tot n-ar putea răsplăti umanitatea lui Dumnezeu dragostea, puterea, esența și lucrarea Sfintei Liturghii. Cât har și câtă binecuvântare coboară din cer prin această lucrare a epiclezei la sfințirea Sfintelor Taine în cinstitul trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în cinstitul sânge a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului Iisus Hristos. Dar să mai punem harul Preasfântului Duh, dar să mai punem harismele, dar Duhul Sfânt din taine, din botez, din euharistie, din pocăință, din cununie, din hirotonie, prin punerea mâinilor, oare nu s-ar cuveni casa lui Dumnezeu să fie bătută cu diamante? Și de ce lucrul acesta? Nu ca să stârnească opulența, ci ca să arate bogații vremii că nu sunt mai bogați ca Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a dat și aurul, al lui Dumnezeu este și altarul, Dumnezeu a dat și piatra prețioasă din India și safirul din munții, nu știu care, a Caucazul sau unde să găsesc ele, cum spune Scriptura acolo, piatra safirului. Și înțeleptul Solomon, marele și luminat, împărat al vremii, rătăcit și el la o vreme în idolatrie, luându-și femei de alt neam, aducându-le la Ierusalim odată cu idolii lor, a dobândit atâta înțelepciune și atâta putere încât toate popoarele pământului, și arată și psalmistul, că până și împărăteasa Sava, una din Saba, cea mai înțeleaptă împărăteasă, a venit și s-a minunat de înțelepciunea lui și punea aurul la picioarele lui. Și ce a făcut Solomon cu tot acest aur? L-a băgat în cel mai măreț templu, numit Templul lui Dumnezeu, Templul lui Solomon din Ierusalim, unde mai este azi doar o rămășiță la zidul plângerii. Acolo a fost zona unei moschee de aur astăzi, acolo a fost Sfânta Sfintelor. Așa? Și-a băgat tot acest aur în templu. Și nu s-a mai mirat lumea iudaică a Vechiului Testament de această minunăție a bogăției trecătoare și peritoare despre care Scriptura spune oricum. Furii o fură, rugina o strică și molile o mănâncă. Unde-i templul lui Solomon de odinioară? Odată cu robia babilonică a dispărut tot din el. Mânca Nabucodonosor și bea din vasele de aur ale templului. A trebuit să vie Cirus, împăratul perșilor, mult mai târziu, după 70 de ani, și ce să facă? Să dea înapoi drept iudeilor să se întoarcă în Ierusalim, să vină Zorobabel să le reconstituiască templul după o veche imagine a templului lui Solomon, nu la aceeași strălucire și măreție, pentru că veneau din Babilon, erau săraci, erau răspândiți între neamuri. Și mai mult decât atât, deci și mai mult decât atât, la toată această frumusețe tot aur se băga. Aur, aur, aur. De ce pun accent pe această chestiune cu aurul? Ca să vă fac să înțelegeți că Biserica lui Dumnezeu,
Deci noi nu vorbim de cuvântul instituție în biserică e un cuvânt bolnav, științific sau social. Biserica nu este o instituție, biserica este o taină. Biserica este un centru de greutate haric. Noi nu putem vorbi de o administrare bisericească, dar nu putem vorbi de o instituție. Nu-i primărie, nu-i cămin cultural, nu-i dispensar, nu-i CMJ unde te înrolezi în armată. Biserica este casa de rugăciune, casa tatălui meu, casa de rugăciune se va chema, iar marele Timotei, la 1, 3 cu 15, spune așa, stâlpul și temelia adevărului. De ce? Pentru că în ea se revarsă curat și nealterat cuvântul lui Dumnezeu așa cum vine din cer, iar la baza acestui cuvânt stă ceea ce au spus apostolii, părutul sa nouă și Duhului Sfânt. Deci cuvintele care vin aici vin din Duhul Sfânt, deci ele nu vin de pe pereți, nu vin de la întâmplare. În biserică nu-și dă cu părerea în materie de dogmă cine vrea și cui îi place. Ca să vă spun și de ce am ajuns până aici, ca să înțelegeți că la vremea de atunci a Evangheliei, când acest vameș l-a primit pe Hristos în casa sa putră de bogat, atât de măreață i s-a părut întâlnirea cu Hristos, încât a crezut că numai în felul acesta poate să-l convingă pe Hristos și să se asamene cu el, dacă își împarte jumătate din avere săracilor. Cu acest scop a făcut-o. Nu cu mândrie, nu cu vreun scop oarecare, nu cu vreo părere de sine, ci efectiv vamesul și-a revenit în sine și-a dat seama cât de măreață e învățătura lui Iisus și cuvintele lui Iisus față de niște saci cu bani îngrămădiți prostește în seifuri sau în bănci, după care tremuri nebunești și trăiești cu carmazepină, diazepan, sanax și toate pastilele mentale. De ce lucrul ăsta? Ca să înțeleagă și boierii de astăzi, că-i ministru, că-i parlamentar, că-i primar, că-i prefect, că-i director, cu orice funcție ai avea, aceasta ți s-a dat de la Dumnezeu și trebuie să o folosești. Dar ți s-a dat să-ți faci bine și ție și să faci și bine celor din subordinea ta. Ți s-a dat această putere că Iisus spune așa, vine Pilat și spune, știi că am putere să te răstihnesc? Da, hai că ți s-a dat, dacă nu ți s-a dădea, n-aveai. Așa și tu. Ai fost numit sau ales sau votat sau ce ai fost tu acolo, că așa a îngăduit Dumnezeu, a crezut că tu ești vasul prin care trebuie să lucreze. Dar asta nu înseamnă că prezența ta în biserică schimbă cu ceva statutul tău sufletesc. Credeți că e o lege pentru sărac și una pentru bogat? Credeți că e o groapă pentru sărac și una pentru bogat? Credeți dumneavoastră că e un suflet pentru bogat și unul pentru sărac? Spune Dumnezeu, acum să naște un calic, puneți un suflet mai ruginit. Băi, vezi că acum să naște un bogătan, pune un suflet de aur. Nu! Sufletul are aceleași trei mari calități. Rațiune, inteligență și cuvânt și nemurire. Și prin asta toți suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acum Ioan Gură de Aur vine și spune, de ce a lăsat Dumnezeu bogații pe pământ? Ca să se vadă iubirea de oameni a lui Dumnezeu față de semeni. Când tu întinzi o pâine celui sărac, ai arătat că iubirea lui Dumnezeu este vie și există. Și voi știți prea bine ce înseamnă filantropia. Nu stăm să facem aici apologia praznicului, a parastasului, a pomenilor, a cadourilor, a filantropiilor, pe la azile, pe la bătrâni, pe la copii, etc. Dar venim și facem o apologie a omului bogat și cult din ce privință? Domnule, când vii în biserică, nu ești mai sus ca Hristos. Hristos pentru tine este același ca pentru sărac. Nu vii în fața Sfântului Altar și spui mulțumesc, Doamne, că nu-s ca ceilalți, ci spui că vamișul din fundul bisericii milostiv fi mie păcătosul. Sau spui că vamișul de azi. Dacă am nedreptățit cu ceva, întorc împătrit. Unii vor crede că trebuie să dai în loc de un ban furat 4. Nu! Trebuie să-ți conștientizezi păcatul, e prima pătrime, trebuie să te gândești să nu-l mai faci, e a doua pătrime, să îndrepți greșeala și să înveți și pe altul să nu mai facă, e a treia pătrime, iar când ți-ai vindecat sufletul, e a patra pătrime. De asta spune că dau împătrit. Sunt etapele păcatului din om. Cum a intrat prin 4 etape, prin 4 și ies. A venit prin ispitire, prin consimțire, prin luptă și prin săvârșire
și iese prin aducerea aminte, prin mărturisirea lui, prin oprirea lui, prin îndreptarea lui cu fapta bună și schimbarea în virtute. Din zgârcit te faci milostiv, din rău bun, din nervos blând, din dușmanos prietenos. Ce mai trebuie să știe intelectualul din biserică? Tot eu am gură de aur. Că știința îngânfă te face să privești mic pe cel din jurul tău. Dar Isaac Siru spune așa: începuta toată smerenia este nejudecarea apropiului, nici de față, nici în lipsă. Deci dacă tu crezi în Dumnezeu, n-ai dreptul să-ți dai cu părerea despre nimeni, nici când e lângă tine și nici când nu e lângă tine. Asta arată că tu ești plăcut lui Dumnezeu. Și ce a făcut Hristos? Vedeți, tocmai prin asta și-a demonstrat smerenia. Auzindu-i pe toți că bârfesc pe afară, că Hristos a intrat să mănânce cu bogații, cu vamiși și cu păcătoșii, a ieșit în fața mulțimii, El, Dumnezeu. El a ieșit. Și a demonstrat prin cuvântul Scripturii două lucruri. Azi s-a făcut mântuire casei acestea, adică nu există un om care să zică: Doamne ajută-mă, și Dumnezeu să spună: nu ești prea păcătos, nu te pot ajuta. Nu! Pe dătătorul de bunăvoi iubește Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Pe cel ce bate îi voi deschide, pe cel ce caută află, pe celui ce cere îi dau. Și tot Hristos a spus: n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Și ca drept dovadă, ca să vedeți că nu e o minciună, și asta îmi place totdeauna exemplul ăsta să-l dau și țin la el, pentru că este de-a pururi în Evanghelie clarificator pentru noi, Avram, care era putră de averi și de turme și de bani și de toate, când i-a zis Dumnezeu: ia-ți casa ta, ia-ți familia ta, ia-ți ale tale și vin în ținutul haldeilor. Și-a lăsat ținutul Urului și-a venit la Hebron, acolo la stejarul Mamre, și a urmat lui Dumnezeu fără să se întrebe dacă are mijloc de transport, mijloc de comunicare, dacă are apă caldă, dacă este curent electric, dacă este cale de acces, dacă este gaz metan, dacă e asfalt. Și-a venit Sfânta Treime pentru jertfa lui și-a stat la masa lui. Deci a binecuvântat toate bogățiile lui. Și cum a sunat binecuvântarea? Este o prorocie mesianică. Binecuvântat ești tu întru toate neamurile și toate neamurile se vor binecuvânta întru tine și voi binecuvânta pe cei ce te binecuvintează și binecuvântat vei fi în vecii vecilor și voi blestema pe cei ce te blastemă. Iar binecuvântarea ta va fi întru toate neamurile. Și vine psalmistul și spune: Domnul blagoslovește pe cel drept care împrumută și dă și n-am văzut pe dreptul părăsit nici seminția lui cerând pâine. Deci dacă tu ești cinstit și corect, Dumnezeu îți dă pâine toată viața ta. Poate să te judece un sat întreg că ești bogat, dacă inima ta e bună, tot timpul vei avea. Același lucru vine să-l spune intelectualului din biserică, tot eu am gură de aur. Că credința fără știință zidește, dar știința fără credință dărâmă. Deci când vii și privești de sus, crezând că eu am 4 facultăți și 7 doctorate, știu eu la baba aia murdară, necăjită, amărâtă, pensionară, vai de capul ei cu palma bătătorită de pe ogor și crezi că ești superior ei, deja te-ai înșelat. De ce? Dumnezeu revarsă harul egal în toți oamenii și spune: nu judecați pe cei mai mici ai mei, că îngerilor pururi văd fața lui Dumnezeu în cer. Deci Dumnezeu are pentru orice om măsura măsurii lui. Și pentru orice sărac are măsura măsurii lui. Nu spune acolo: pe săracul și pe văduvă va sprijini, dar calea păcătoșilor o va pierde. Și săracul și văduva, dacă e păcătos, îl pierde. Mergem mai departe și iarăși venim să spunem: ce mai vrea să spună biserica omului intelectual din biserică? Asta, apropo, de ce v-am spus de problema cu intelectualii, că am avut o discuție cu cineva foarte pus sus și cu cap mult și mi-a zis așa: părinte, trebuie să recunoașteți că biserica e mediocră și înfrânează mersul societății. Zic, sunt total de acord. Dacă biserica n-ar înfrâna societatea, o lua de mult razna.
Să știți de la mine, zic, aveți dreptate, confrânează. O ține pe loc în alergarea ei nebună spre iad. Iar Maxim Mărturisitorul vine și spune, ce este omenirea fără Dumnezeu? O istorie care se sfârșește în nimic? Iar istoria cu Dumnezeu este o mișcare continuă a oamenilor spre Dumnezeu în întâlniri permanente cu El. Deci când în viața ta te intersectezi des cu Dumnezeu, ajungi la bine. Dar când nu-L mai ai pe Dumnezeu, totul duce spre nimic, spre sfârșit, spre haos. Și atunci, într-adevăr, biserica înfrânează mersul societății nebune ca ea să n-ajungă în iad din prima. O mai ține pe loc, o mai domolește, o mai potolește, mai deschide unul psaltirea, mai aprinde unul candela, mai face unul în parastas, mai dezgroapă unul mort, mai face de 7 ani, mai face o chitorie, mai face o biserică, mai face un episcop, mai face o parohie, mai face o predică, mai face un preot, da? Biserica ține pe loc societatea nebună să nu se prăvale în hău. Așa este, o înfrânează. Și mai departe, ce mai face biserica? Biserica mai echilibrează sistemul de valori spirituale, mă refer, nu cele a bursa ține valorile financiare. Deci spirituale, în care arată că sfinții vor judeca lumea, iar cei ce iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui, Hristos și Tatăl Său vor veni la El și vor face locaș în El și noi vom fi cu El. Adică Împărăția Lui Dumnezeu este numai înăuntru nostru dacă o căutăm. Și ce ne mai spune intelectualilor din biserică? Le spune următorul lucru. De ce mă refer? Vamișul era un intelectual în lumea suspusă, nu era un prost. Că nu pui Vamișul un analfabet. Normal că știa să ne gustorească și să scoată profit. Ce mai spune biserica intelectualului? Intelectualule, prezența ta în biserică dă valoare bisericii din punct de vedere, poate teologic sau intelectual, dar nu te scutește de a fi credincios, mistic sau ascetic în rând cu orice luptător pentru desăvârșire. Și o întâlnim la tânărul bogat, care deși păzea toate poruncile din tinerețe, în momentul când Hristos i-a spus așa, vrei să fii desăvârșit, vino după mine, el s-a întors întristat la casa sa, căci avea multe bogății. Vedeți cum ne izbim de tot ce am vorbit o oră? Vedeți cum ne întâlnim cu vameșul din noi? Vedeți cum ne întâlnim cu fariseul lăuntric? Vedeți cum ne întâlnim cu nemitnicia noastră? Spune, sau spuneți, sau să ne spună, sau să ni se spună, unde sunt grămezile de bani și de averi și de luxuri și de tablouri și de construcții și tot ce am adunat în momentul când stăm cu mâinile pe piept în sicriu. Așa spune cântarea lui Ioan Damaschinu. O clipă și moartea pe toate le rămâne. Unde-i slava părintească? Unde-i mângâierea prietenilor? Unde-i lauda urechilor? Și ce mai spune acolo în cântările alea superbe imediat cât se închină oamenii la mort? Care priveliște este mai impunătoare și care e mai neputincioasă decât fumul când o clipă și toate moartea ale românii și bogatul și săracul sunt unul și aceeași? Deci asta vine Evanghelia de azi să ne spună. Să nu fim vameși, necinstiți și nedrepți pe ceea ce nu ne aparține. Averea este un bun de la Dumnezeu, dar oamenilor să folosească de ea. Să nu trăiți vreodată cu impresia că Dumnezeu a avut ceva cu omul bogat. Din contra, l-a cinstit, l-a stimat și a mâncat în casa sa. A stat cu Avram la masă, a stat Hristos cu Simon fariseul la masă, a stat Hristos cu vameșul Zaheu la masă, a stat în casa Martei și a Maria și a mâncat la masă, a stat la sinagoga din Capernaum și a mâncat cu sutașul roman la masă, care a venit și a zis, Doamne, sluga mea este chinuită, dacă poți să o izbăvești că suferă și nu e nevoie să vize cu cuvântul, că și eu poruncesc, vine să duce, iată că. De ce v-am spus toate acestea? Ca să înțelegeți în interpretarea vameșului de astăzi, că nu ne referim numai la omul care e bogat și trebuie să împartă.
trebuie să ne referim la omul conștient de un cuvânt al Scripturii care zice așa: faceți-vă prieteni din mamona nedreptății, câștigați împărăția lui Dumnezeu. Și vă aduc aminte și vă dau ca lectură pentru acasă din Scriptură pilda economului nedrept, care simțind că stăpânul va schimba, a chemat pe cei din suborn și a spus: ai 50 de măsuri, lasă 20, ai 30, taie tot, ai 100, lasă 50. Și a zis: când nu voi mai fi, să muncesc nu pot, să cer la prieteni n-o să-mi dea, dar lasă că mă pun bine cu cei ce am în jurul meu și în felul acesta voi trăi și eu pe lângă ei. Și a lăudat stăpânul înțelepciunea slugii sale. Adică, bă, ai, te-ai umplut, mai miluiește și pe altul ca prin asta să-ți dobândești raiul. Fă-ți tu singur bine, n-aștepta, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, milostenie după moarte. Stau săracele băbuțe și împar prosopele, colăcei, poduri, podețe. Eu nu suport mormântarea ortodoxă pentru toate scamatoriile din ea, deci nu mă duc, nu sunt adeptul mormântărilor. Ar trebui îngropat mortul exact după principiul bisericii. I-ai bătut copârșeul în cuie, l-ai dus la biserică, l-ai prohodit, îl duci în groapă și îi dai drumul. Restul teatrului și artei populare tradiționale s-o facă babele după ce pleacă preotul cât vor ele. Spargă căni, arunce vin, taie găini, rupă uși, spargă geamuri, toate tipicurile lor. De ce? Pentru că mortul este obligat din viață să plece cu două porunci scrise prin lege. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima ta, și dacă nu l-ai iubit tu pe Dumnezeu, nu te poate El iubi după moarte. Așa spune Scriptura, așa spune învățătura Sfinților Părinți. N-ai avut biserica de mamă, nu l-ai pe Dumnezeu de tată. Scurt, fără explicații paranormale pe margine. Iar a doua lege cu care pleacă omul când facem proscomedia, care știți și sunteți mai bisericoși, poate auzi când preotul spui la preot: părinte, puneți-mi pomelnicul la proscomedie. Aceea este taina pregătitoare a liturghiei și când se pune părticica la morți și se încheie toți morții de pus, se spune așa: pomenește, Doamne, și pe toți cei adormiți în nădejdea învierii. Auzi, în nădejdea învierii, deci a credinței în Hristos și a vieții veșnice. Păi dacă el a murit la bufet cu sticla în mână, țapă în debat, sau supat la Ileana în timp ce curvărea că a făcut infarct, ăla ajunge în rai, ăla trebuie pomenit la proscomidie, ăla stă cu dracul din prima la răcoare, nu mai are treabă. Ei doi și o umbrelă. Deci asta îi așteaptă. Asta este chemarea lui. Pentru asta s-a luptat o viață. Când ai murit în nădejdea învierii și a vieții veșnice, îngerul vine la capul tău și ridică sufletul, luați cărțile lui Mândiță, cele populare, Vămile Văzduhului, și vedeți că are ecranizările alea desenate. Moartea dreptului și moartea păcătosului nu sunt minciuni, sunt realități din viața Sfântului Vasile cel Nou, din arătările Sfintei Teodora din Alexandria, ucenica lui Sfântul Vasile cel Nou, nu cea de la Sicla. Luați Arhimandritul Mitrofan, Viața după moarte, Serafim Roz, Sufletul după moarte, luați Vămile Văzduhului al lui Nicodim Mândiță. De ce vă aduc aminte toate lucrurile astea? Am fost învățat să vă spun numai lucruri de astea așa mai sofisticate, că se pare eu interesant. Și mi-am dat seama că lipsește cateheza. Deci oamenii stau și ascultă, le place, merg acasă, dar nu rămân cu nicio învățătură. Vai, ce frumos a vorbit părintele, ce a spus? Nu știu. Deci trebuie să trecem peste nu știu și să rămânem cu o idee. Dacă nu plecăm mai buni din biserică, n-am fost la biserică. Dacă nu plecăm mai milostivi cu o pâine într-o zi din biserică, n-am fost la biserică. Dacă nu plecăm mai săraci cu o lumânare pentru un mort, nu suntem în biserică. Și dacă nu avem o vorbă bună pentru cel de lângă noi, n-am fost în biserică. V-am spus, e simplu pentru noi, pe când nu ni se cere să dăm jumate din avere la săraci, că ar fi bogată toată România. Deci câțiva jmecheri care au condus țara asta au bani cât toată România la un loc și de două ori cât toată România la un loc. Și nu ni se cere să întoarcem împătrit, ci să ne împătrim firea noastră. Să oprim păcatul, să-l conștientizăm, să-l spovedim și să-l transformăm în virtute. Aceasta ne cere Evanghelia de astăzi. Aș putea să vă mai spun multe, că vame și mai sunt și aici și aici. Ce aș putea, în schimb, să vă spun este aceasta.
Dacă un om intelectual intră la liturghie în biserică, este o cinste a parohiei respective și a satului respectiv, că în cârma satului sau a orașului respectiv sunt oameni credincioși și cultivați, culturali, ca să spunem așa. Apostolul Pavel n-a fost fiștecine când l-a întors Hristos la creștinism. Avea 12 apostoli care erau toți pescari, văcari, hai ca să spunem într-un cuvânt de astăzi. N-aveau carte. Dar când i-a umplut Dumnezeu cu Duhul Sfânt, au vorbit și au umplut lumea de credință, de la, cum spune, de la marginea pământului până la cealaltă margine, în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Și iarăși tot psalmistul David spune că tu dai cuvânt celor ce vestesc cu putere mult, adică apostolilor. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că biserica poate câștiga spiritual prin îndreptarea unui intelectual care poate fi oglinda multor oameni, că spune omul, băi, am văzut judecătorul la biserică, băi, am văzut directorul la biserică, băi, am văzut primarul la biserică, băi, era procurorul la biserică, băi, era doctorul la biserică. Da, e imaginea aceea rămasă românească de demult, când satul avea un doctor, un învățător, un prefect, un preot, un primar, care erau fruntea satului, așa se forma un sat. Acum lumea s-a școlit în masă. Dar constați că tocmai cei cu școală multă, tocmai aia vin și bat cu piatra în biserică, cum bate calul cu copita în oiște și în căruță, că nu vrea să o tragă. El nu știe rândul el, nu știe ce-i postul, nu știe ce-i biserica, nu știe ce-i liturghia, nu știe ce-i spovedania, nu știe ce-i împărtășania, dar vine și scuipă. Și știți ce spune proverbul? Fraiere, nu scuipa în sus, că scade ție în față. Dumnezeu nu scade în intensitatea teologică și dogmatică și spirituală și în puterea lui atot știutoare și atot veșnică prin faptul că îl înjuri tu, că îl jicnești, că îl batjocorești și că îl hulești. A spus Duhul Sfânt în două cuvinte a psalmului. Zâsa cel nebun în inima sa, nu-i Dumnezeu înainte ochilor lui când păcătuiește. Deci așa a spus David profetul prin Duhul Sfânt, nu eu am spus. Și a spus Hristos, el a spus, cine nu vă cinstește pe voi, pe mine nu mă cinstește și pe Tatăl meu care m-a trimis. Și iarăși a spus Duhul Sfânt la psalm, tot prin profetul David, foarte frumos. Toți s-au abătut, netrebniți s-au făcut, nu-i cel ce face bine, nu-i până la unul. Vremea este să lucreze, Domnul, cu oamenii au stricat legea ta. Și cum lucră? Lucră cum a lucrat în Japonia acum câțiva ani, când a șters jumătate de țară, cu apă, cu cutremur, cu foc, cu nenorocire. Dar e târziu atunci, nu trebuie să-L aduci pe Dumnezeu în postura să dea cu buldozerul. El e bunătate, e iubire, e dragoste. Îi îmblândețe, îi omenie, îi lumină. N-a spus așa de frumos, învățați de la mine că-s blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Iată ce ușor și simplu. Sau iarăși, tu același Hristos, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Nu te-a pus să faci o psaltire pe zi, 300 de mătăni, să mor de foame. Ai inima bună, omule. Dă-mi inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Smeritul m-am și m-am mântuit. Atâta-ți cere. Asta a făcut vameșul de astăzi. Doamne, mulțumesc că ai intrat în casa mea și ai mâncat la masa mea. Și ce a spus Hristos? Azi s-a făcut mântuire casei acesteia. Mergeți acasă cu ideea, că timpul a expirat de predică, mergeți acasă cu ideea că fiecare din noi astăzi în numele aproapelui nostru, oricare ar fi el, putem să-L punem pe Hristos cu noi la masă. Amin.